De la zile cu temperaturi ce ne duc cu gândul la un început de primăvară, la iarnă în toată regula. Vremea se va schimba radical în următoarele ore, revin din insorile în România începând din această după-amiază, ce au anunțat specialiștii în meteorologie unde vom avea zăpadă în ajunul Crăciunului. Mijlocul lunii decembrie ne-a oferit o mică pauză de la iarnă. Termometrele au afișat valori ce au depășit în unele zone 10 grade Celsius, temperaturi ce n-au dus cu gândul mai mult la un început de primăvară. Însă, de astăzi, vremea se va schimba radical. Precipitațiile își vor face apariția, iar spre orele serii se vor extinde și în vestul centrul și nordul țării. Va ninge la munte și în estul Transilvaniei, în Maramureș va fi la poviță, iar în restul teritoriului va ploua. Există riscul formării de polei vântul va sufla cu putere, în special în Carpații Orientali și Occidentali, acolo unde la mare altitudini rafalele vor depăși 80-100 de km pe oră și va fi viscol. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 8 grade peste mediile normale pentru această perioadă a anului, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 5 și 3 grade. Vineri 22 decembrie, ninsorile continuă în nordul Moldovei, în Maramureș, Transilvania și zonele deluroase. În Crișana vor fi precipitații mixte, iar în rest vor fi mai ales ploi. Vântul va sufla în rafale de peste 55 de km pe oră în zonele joase de relief și de peste 100 de km la oră la munte, cu precădere în Carpații Orientali și vestul Carpaților Meridionali, unde va fi viscol puternic. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 și 11 grade, iar cele minime între minus 5 grade în estul Transilvaniei și 4 grade pe litoral. Vânt puternic este anunțat și în weekend. Potrivit Meteo Plus, sâmbătă 23 decembrie, vremea va fi vântoasă, cele mai mari viteze urmând a se înregistra în zona Carpaților Meridional și Occidentali, cu precădere la altitudini mari. Vor fi precipitații în majoritatea regiunilor, în zonele montane și submontane, în Maramure și în Transilvania va ninge. În Moldova vor fi precipitații predominant sub forma de nisoare, iar în restul regiunilor vor fi ploi. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 2 și 11 grade cu cele mai ridicate valori în lunga Dunării, iar cele minime între minus 7 și 2 grade. În ziua de ajun vom avea cer noros și precipitații în zonele de vest, centru, nord și la munte. Pe timpul zilei va ninge la munte în Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, iar noaptea treptat vor predomina ploile. Izolat se va depune și polei. Duminică 24 decembrie maximele vor fi cuprinse între minus 2 și 10 grade, iar cele minime între minus 5 și 6 grade Celsius, relatează playtech.ro.